Fece Botoșan la doctor. Elevii lui Leo Grozavă efectuează în aceste zile analizele medicale și testele specifice pentru a obține adeverința medicală ce conferă dreptul de joc în returul acestei ediții de campionat. Analizele medicale sunt efectuate la un cabinet particular, iar jucătorii sunt programați pe parcursul a 3 zile pentru a se evita aglomerația de la cabinetul de medicină sportivă. Celelalte teste medicale în număr de 3, care trebuie să le susțină jucătorii, în mare parte sunt foarte bune spre foarte bune. Așteptăm rezultatele lor centralizate peste 2 zile, mai avem încă o zi de teste mâine. Până în prezent, niciun jucător nu a fost trimis să susțină investigații suplimentare. Un set nou de analize va fi efectuat după terminarea perioadei de cantonament din această pauză competițională.